De luni, ieșenii pot să-și achite impozitele pentru clădiri și terenuri. Peste 250.000 de contribuabili sunt așteptați la ghișeile Direcției Finanțelor Publice Municipale. Reprezentanții primăriei au menționat că impozitele nu s-au mărit comparativ cu anul trecut. În consecință, pentru un apartament cu o cameră, impozitul va fi între 54 și 62 de lei. Pentru unul cu două camere, un ieșean va achita între 82 și 94 de lei, iar pentru un apartament cu trei camere, impozitul variază în funcție de zonă, între 135 și 156 de lei. Iașu a reușit să țină taxele și impozite oarecum la nivelul cel mai scăzut din țară. Avem cea mai mică taxă pentru persoane juridice, pentru agenții economici, pentru halele de producție în special, ceea ce credem că va deveni un, să spunem, va avea un efect încurajator pentru a aduce cât mai mulți investitori la Iași, dar nici impozitele și taxele pe persoane fizice nu a crescut. Am păstrat cuantumul de anul trecut, chiar un pic mai mic, care creează premisele, să spunem, suportării mai cu ușurință de către populația municipiului Iași a taxelor și impozitelor locale.